peste 200 de spectatori au urmărit la Arad filmul documentar Hai România, povestea generației de aur. Filmul este produs de către doi arădeni. Printre spectatori au fost și foste glorii ale fotbalului arădean. A încercat de 59 de ori să obțină permisul de conducere, dar de fiecare dată a picat la proba teoretică. Este vorba despre un arădean care, în loc de permis, a obținut recordul de încercări fără succes. Gala elitelor arădene a ajuns la a treia ediție. Evenimentul va avea loc pe 23 martie la Palatul Cultural. Peste 200 de persoane au urmărit la Arad filmul documentar Hai România, povestea generației de aur. Documentarul, produs de doi arădeni, Călin Crețu și Simion Apreutese, a fost lansat în cinematografele din toată țara pe 1 martie. Hagi Popescu, Dumitrescu, Răducioiu, Stelea sunt doar câțiva dintre eroii filmului care fac dezvăluiri și își spun trăirile. La proiecția de la Arad a fost prezent Bogdan Stelea. Domnule Stelea, bună seara și bine ați venit la Arad, la filmul generației dumneavoastră și a noastră. Cum ați trăit sau retrăit emoțiile acestui film? A fost o plăcere să pot să stau în fața camerei de luat vedere și să-mi aduc aminte de anii în care jucam și în care jucam pentru echipa națională. Au fost bucurii și după meciul pe care l-am câștigat cu Columbia și când am câștigat cu America, când am câștigat cu Argentina, normal că era pentru prima oară în istorie când mergeam în sferturi la un campionat mondial. Te califici, se poate întâmpla să la un moment dat să ieși din competiție. Am trăit-o de multe ori. Atunci a fost destul de dureros pentru că eram aproape calificați la meci cu Suedia. Oamenii vin să-l vadă și sper să în continuare să vină să-l vadă. Pentru că sunt lucruri pe care eu și colegii mei le spunem în fața camerei de luat vederi, pe care cred că nu le-am împărțit nici cu cei mai apropiați din familie sau prieteni. Pentru prima oară cred că sunt situații despre care vorbim în fața camerei de luat vedere. Bună seara, domnule Crețu! De unde e ideea acestui film? Bună seara! Aș spune, într-un cuvânt, că din pasiune de aici a pornit ideea. Cum au primit jucătorii generației de aur această propunere? Cu foarte mult entuziasm, cumva ne-am bucurat de la bun început să vedem că reacția lor a fost cumva la același grad de entuziasm pe care l-am avut și noi în momentul în care am început să facem acest proiect. Așa că asta a ajutat foarte mult ca filmările și ca producția în sine să curgă destul de ușor. Vă dorim succes în proiectele viitoare! Mulțumim frumos! Bună seara, Nea Gabi! Ați venit să retrăiți momentele frumoase din 94. Normal că noi ne ocupăm, toată viața ne-am ocupat de fotbal. Trebuie să fim prezenți, să vedem și jucătorii aia mai mari ca noi și cu mare plăcere sunt aici lângă toată lumea. Atâta personalități am văzut deja, înseamnă că toți arădenii iubesc acest sport. Bună seara, domnule Vații! Ce părere aveți despre filmul ăsta, despre generația de aur și depriza pe care o are la public? Vreau să vă spun că e o mare surpriză pentru noi toți. Este un film fantastic. Ne aduce aminte de mari jucători care au făcut mare performanță și important este că îi revedem din nou. Hai România! Bună seara, Adi! Ai cunoscut o mare parte dintre jucătorii generației de aur. Ne bucurăm că putem vedea și onora această invitație. Sincer, mă bucur. Hai România! Marius, cum retrăim noi generația noastră acest film? Îl trăim cu mari emoții și cu plăcere în același timp, fiindcă am reușit să avem o generație de excepție, cu jucători care ne-au dat o mare satisfacție, atât nouă ca și jucători de fotbal care am jucat, cât și întregii țări. Ne-au făcut foarte fericiți. Mi se pare o realizare extraordinară și simt că vom fi copleșiți iară din nou de sentimente profunde. A fost pentru mine o adevărată mândrie și mulți dintre jucătorii de atunci au fost un exemplu și o să le port toată viața un respect deosebit. A fost ceva extraordinar și cred că nu numai pentru mine, ci pentru întreaga țară. Costel, retrăim cu bucurie momentele de la campionatul mondial. Într-adevăr, retrăim cu bucurie istoria fotbalului modern, să zic așa. Un film pe care l-aștept cu drag și cu curiozitate în același timp. O generație
de excepție. Ai fost jucător activ atunci, ai ieșit pe străzi, ai trăit pe stradă în momentul ăla? Bineînțeles, ca, la fel ca mulți alții am retrăit, am ieșit pe stradă, acum retrăim momentele și nu pot decât să ne aducă bucurie nespusă. Mă bucur că avem în sală mare parte din generația de aur a Fotbalului Arădean. A încercat de 59 de ori să obțină permisul de conducere, dar de fiecare dată a picat la proba teoretică. Este vorba despre un arădian care, în loc de permis, a obținut recordul pe județ de încercări fără succes. Și înainte de a ne gândi la numeroasele eșecuri, trebuie apreciată tenacitatea arădianului de a nu renunța și de a încerca din nou. Nici alți candidați n-au stat grozav, procentul de promovabilitate la Arad fiind în 2023 de aproximativ 40%. Evident, sunt și cazuri în care candidații nu pot trece de proba practică. Mai mult de jumătate dintre candidații din Arad care au susținut examenul pentru obținerea permisului de conducere au fost respinși. Astfel, anul trecut au avut loc 11.411 examinări în cadrul probei teoretice, dintre care au fost admiși doar 4.809 candidați. Medicii pneumologi insistă pe importanța prevenției în contextul în care în primele două luni ale acestui an, din 85 de pacienți cărora li s-a efectuat bronhoscopie, 39 au fost diagnosticați cu cancer pulmonar. Este foarte important să verificăm periodic sănătatea plămânilor. Aceștia nu dor pentru că au puțini receptori ai durerii, iar simptomele în cazul cancerului apar abia când boala este în stadiu avansat. În urma consultului, pacientul este investigat prin efectuarea unei endoscopii bronșice sau bronhoscopie. În cazul în care este depistat un țesut pulmonar suspect, atunci acesta poate fi extras pe parcursul bronhoscopiei prin utilizarea unei sonde speciale, numită criosondă, cu ajutorul căreia țesutul pulmonar suspect este înghețat și mai apoi extras. Țesutul este mai apoi analizat pentru stabilirea diagnosticului, a explicat medicul Erica Repolski, medic primar pneumologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Arădenii se pot programa la biroul de programări din cadrul ambulatoriului SCGU, fizic sau telefonic la numărul 0733 441686 de luni până vineri, în intervalul orar 8-17, ori online, pe pagina de internet a instituției, la secțiunea programări la cabinetele din ambulatoriul SCGU Arad. Pentru consultații este necesară prezentarea cu bilet de trimitere de la medicul de familie și card de sănătate. Bronhoscopiile se efectuează în regim de spitalizare de zi pe bază de programare. Cabinetul medical pneumologie și compartimentul de endoscopie bronșică sunt situate la parterul clădirii de pe strada Stefan Ludwig Roth, în cartierul Grădiște. Studenții ai Universității Aurel Vlaicu din Arad au intrat în lumea din spatele camerelor, mai exact pe platourile Radio și TV Arad. Colegii noștri de la Aradul Matinal i-au întâmpinat și le-au explicat ce presupune munca în lumea audiovizuală. E foarte simplă treaba. Trebuie să fie știi de ascultă, trebuie să transmiți toată informația importantă și nu ce crezi tu că e important, ci ceea ce crezi tu că pentru audiență e important, asta în funcție de profil. Jurnalismul mi se pare un domeniu foarte vast, fac jurnalist cultural, mi se pare o parte foarte importantă a oricărui oraș, trebuie promovat foarte mult jurnalismul cultural și pe partea culturală în general, pentru că există foarte multe evenimente și probabil nu li se acordă atâta atenție cât ar trebui. Sunt Ruja Denisa, o studentă la Facultatea de Jurnalist Aurel Vlaicu și mulțumesc că m-ați acceptat în emisiunea voastră, în transmisia voastră. Nu? Noi promovăm tineretul. Sigur că da. Noi susținem tineretul. Polițiștii de frontieră din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nădlac 2 și Borș 2, împreună cu lucrători ai protecției consumatorului Arad și Bihor și comisariatelor județene Arad și Bihor din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, nu au permis intrarea în țară a 3 automarfare încărcate cu peste 42 de tone de deșeuri. Automarfarele erau conduse de 3 cetățeni români. Aceștia transportau, conform documentelor de însoțire a mărfii, articole textile, mobilier, îmbrăcăminte second hand și jucării de la diferite societăți comerciale din Suedia și Germania pentru firme din țară. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că automarfarele erau de fapt încărcate cu 42.250 de kilograme de deșeuri, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentația necesară prevăzută de lege. În consecință, autoritățile de control nu au permis accesul mijloacelor de transport pe teritoriul României.
Anul 2024 aduce modificări substanțiale în codul rutier. O propunere legislativă adoptată recent de Senat vine cu modificări menite să facă mai transparente practicile de supraveghere a vitezei pe drumurile publice. Una dintre modificările notabile este obligativitatea poliției rutiere de a anunța amplasarea radarelor pentru măsurarea vitezei. Această semnalizare poate fi realizată prin panouri de avertizare sau prin intermediul mass media, asigurându-se că șoferii sunt conștienți de prezența acestor dispozitive. Autovehiculele poliției vor utiliza semnale de avertizare luminoase și sonore atunci când sunt staționate sau în mișcare, iar dispozitivele de măsurare a vitezei vor fi utilizate doar de către polițiștii rutieri din autovehicule marcate sau aflate la loc vizibil pentru participanții la trafic. Noua lege mai aduce clarificări privind legalitatea detectoarelor de radar utilizate de șoferi. Conform noilor prevederi, conducătorii auto pot utiliza propriile mijloace de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei, reprezentând o schimbare semnificativă față de reglementările anterioare. Proiectul propune și instalarea obligatorie a semafoarelor pe drumurile și străzile cu minimum 2 benzi de circulație pe sens, precum și montarea de parapeți de protecție și realizarea amenajărilor rutiere pentru reducerea vitezei în apropierea unităților de învățământ, unităților sanitare sau în zonele cu risc sporit de accidente. Alte modificări notabile sunt creșterea numărului de ore de instruire practică pentru obținerea permisului de conducere, de la minimum 30 de ore la cel puțin 45, și restricționarea conducerii vehiculelor puternice pentru persoanele sub 21 de ani sau cu experiență de conducere mai mică de un an. Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, fiind fort decizional în acest caz. Primăvara calendaristică a început, iar primăria municipiului Arad inițiază programul de colectare gratuită a biodeșeurilor și a deșeurilor voluminoase, intitulat Curățenia Generală de Primăvară. Biodeșeurile care se vor colecta reprezintă deșeuri biodegradabile, provenite din grădini, toaletarea copacilor, tufișurilor și alte deșeuri organice, rezultate din activitățile gospodărești specifice de întreținere a spațiilor verzi. La fel, deșeurile voluminoase sunt acele deșeuri solide, de dimensiuni mari, generate ocazional, care nu pot fi depozitate în recipientele de colectare, respectiv saltele sau mobilier. Deșeurile care provin din gospodării individuale se vor prelua în fața imobilului sau a porții, în limita a 2 metri cub per gospodărie. Pe de altă parte, în cazul deșeurilor generate din zona asociațiilor de proprietari, acestea vor fi depozitate la punctele de colectare a deșeurilor din apropierea acestora. Pentru cantitățile de deșeuri care depășesc limita a 2 metri cub per gospodărie, există posibilitatea predării acestora în regim propriu de către deținători, la stația de compostare sau la depozitul ecologic. Crengile și ramurile arborilor vor fi tăiate la dimensiunea de maximum 2 metri. Crengile și ramurile arborilor mărunțite vor fi amplasate în fața imobilelor sau în zona punctelor de colectare de la blocuri, după caz, în grămezi fără a fi legate cu sârmă. Frunzele și iarba se vor depozita în saci și nu direct pe sol, carosabil sau trotuar. Nu vor fi colectate alte tipuri de deșeuri decât resturile vegetale din curte și deșeurile voluminoase. Cetățenii trebuie să depoziteze deșeurile supuse colectării cu o zi înainte de data programată sau cel târziu la prima ora a dimineții zilei colectării. Acțiunea se va desfășura eșalonat pe zone ale orașului, astfel că activitatea de colectare a deșeurilor se realizează exclusiv în perioada programată pe fiecare cartier. Autovehiculele de colectare a deșeurilor se vor deplasa o singură dată pe fiecare stradă, astfel că persoanele care vor scoate deșeurile după finalizarea curățeniei pe strada lor sunt pasibile de sancțiune contravențională, privind abandonarea, aruncarea deșeurilor și eliminarea, păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop. Anii trec și la un moment dat învățăm cum să facem economii. Prezent la emisiunea colegei noastre de la Radio Arad, Alina Fabri, lectorul de educație financiară Cătălin Izbașe spune că mentalitatea sănătoasă de gestionarea banilor se dezvoltă în timp. Greșește cu proprii bani pe care îi are, dar probabil că în multe din situații face ceea ce îi spune instinctul, ceea ce îi spune inima, da? Ca în melodia lui Horea Brenciu, fac ce îmi spune inima. Deci sunt lucruri care cumva apar în viața ta
și e o decizie bazată pe un instinct, după care poate ajungi la o finalitate proastă, nu prea inspirată pentru bugetul tău și încerci să înveți. Poate nu-ți iasă din prima, nu-ți iasă din a doua, poate nici din a treia. La un moment dat tot începi să te prinzi și cumva te automodelezi. Despre asta e vorba, cred, în viață. Nici să credem că suntem cei mai deștepți, nici să credem că suntem cei mai proști, fiindcă sigur suntem într-un plan al dezvoltării noastre. Oamenii care deprind cunoștințe financiare știu să gestioneze banii, dar și problemele ce pot să apară, fiind capabili să economisească. Nu am bani să economisesc, e prea mic salariul ca să fac asta, ca să fac asta, viața e crudă, trăim în România, nu trăim într-o altă țară. Toate aceste lucruri sunt doar în mintea noastră, pentru că eu cred cu fermitate un lucru, că dacă te-a înzestrat Dumnezeu, slavă Domnului, cu un minim intelect care să te ajute să procesezi lucruri, și dacă te-a pus în situația de a fi sănătos și de a face ceva constructiv, ai toate argumentele să crezi în tine că vei reuși să te construiești din toate punctele de vedere. Să te construiești personal și să ai grijă de cum îți gestionezi echilibrul emoțional acasă, cu familia, cu soțul, soția, copiii, să te construiești profesional și să-ți găsești acea motivație care să reprezinte pentru tine o sevă continuă și o ambiție continuă de a deveni mai bun. Managementul banilor este mai eficient atunci când fiecare își setează sume pe care dorește să le aloce pe fiecare tip de cheltuială în parte, iar planurile financiare sunt soluția pentru acest echilibru. Fiindcă de regulă, procesul acesta de ancorare cam pornește pe la 30 de ani statistic. În prima parte a vieții suntem așa un pic în expectativă, încercăm lucruri, experimentăm lucruri și nu neapărat ne ancorăm direct într-un proiect. Ei, și tu practic ți-ai amânat startul vieții și la o vârstă de 50-60 ai banii, da? Ai ajuns la acel randament și automat poți face lucruri, dar tu atunci nu mai ai energia, tu atunci nu mai ai capacitatea să te bucuri atât de mult de toate lucrurile pe care ți le-ai permite. Tocmai de aceea, eu resping ideea acestor bule care sunt prezentate prin niște sacrificii pe care le faci. Dar cred 100% într-un echilibru pe care tu ți-l poți construi și care imprimă asupra ta și asupra bugetului tău o viziune în care tu economisești bani, da? În care mai și investești bani și lași niște bani care să lucreze pentru tine și efectiv să-ți producă alți bani, dar în același timp ai grijă și de partea ta de emoție, ai grijă și de partea ta de feeling care să te ajute să mergi mai departe, care să te motiveze suplimentar și care să îți transmită această dorință de a fi mai bun. Gala Elitelor Arădene a ajuns la cea de-a treia ediție. Evenimentul va avea loc pe 23 martie la ora 19 la Palatul Cultural, iar pe scenă va urca Paula Selling. Într-o epocă dominată de rapiditate și cantitate, valori care adesea umbresc principiile excelenței și performanței, ne propunem să aducem o schimbare revitalizantă în comunitatea noastră, punând accentul pe calitate și pe realizări de lungă durată, în contrast cu individualismul care tinde să eclipseze celebrarea succeselor comune. Este mesajul organizatorilor. În cadrul galei vor fi acordate 6 premii în valoare de 6.000 de lei fiecare, destinate personalităților din comunitatea noastră, care s-au distins prin performanțele lor excepționale. Premiul Caius Iacob pentru matematică și științe inginerești, premiul Dimitrie Cameniță pentru științe sociale, economie și antreprenoriat, premiul Sever Frențiu pentru științe umaniste și arte, premiul Aurel Ardelean pentru științe biologice și biomedicale, premiul Ștefan Augustin Doinaș pentru performanțe deosebite în educație și premiul Francisc von Neumann pentru promovarea imaginii Aradului. Primul moment artistic va fi susținut de Janina Giblac, o tânără artistă din Arad, iar apoi pe scenă va urca Paula Selling. Evenimentul este organizat de Consiliul pentru Elitele Arădene, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, în parteneriat cu Marea Lojă Națională din România, la inițiativa asociațiilor Fraternitas 37, Concordia 271, Preparandia 345, Milan Tabakovici, Aurel Ardelean Academica, SF 6020 și Casa Culacăt.
Arhiepiscopia Aradului organizează o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească programat pentru 28 martie începând cu ora 9. La examen pot participa doar absolvenții de facultate de teologie și fiii duhovnicești al Arhiepiscopiei, care doresc să devină slujitori ai Sfintelor Altare. Înscrierile candidaților se fac până pe 22 martie la centrul eparhial. Examenul constă în două probe, una scrisă și una orală. La proba scrisă se vor evalua cunoștințele din domeniile administrativ bisericesc, drept canonic și legislativ, pastoral, misionar și social, catehetic, mass media și activități cu tineretul, economic, financiar și patrimonial. Proba orală va consta în examinarea cunoștințelor de teologie liturgică, muzică bisericească, catehetică și omiletică. Cei care vor promova examenul vor putea candida pentru ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei. Valabilitatea examenului este de 2 ani pentru cei care obțin cel puțin media 9 și de 1 an pentru cei cu o medie sub 9. Durata de valabilitate le oferă posibilitatea să participe la concursurile de ocupare a posturilor de preot în perioada respectivă. Pentru mai multe detalii, candidații pot obține informații la sectorul bisericesc. O partitură elegantă și plină de șarm, inspirată din tendințele la modă în Viena anilor 1790, combinată cu romantismul muzical al începutului secolului al XIX-lea, completează oferta concertistică a lunii martie a filarmonicii. Evenimentul principal al serii de 14 martie este reprezentat de Flos Campi de Ralph Vaughan Williams, o suită rară și neobișnuită pentru violă, cor și orchestră, inspirată din Cartea Cântărilor lui Solomon din Vechiul Testament. Viola devine instrumentul central al programului simfonic, evidențiindu-se în interpretările dirijorului Alexander Gordon și al violonistei Andra Hish, care îi aduc un omagiu tatălui său, violonistul Marius Nichiteanu, la 10 ani de la dispariția acestuia. În plus, în 2024, se marchează 40 de ani de la înregistrarea simfoniei concertante pentru contrabas, violă și orchestră de Karst Dietersmann Dietersdorf, realizată în Arad, cu participarea lui Marius Nichiteanu și altor muzicieni de seamă. Documentarul Amar va avea premiera la cinematograful Arta pe 15 martie de la ora 19. Spectatorul pătrunde în viața personală și profesională a hoților și va descoperi mentalitatea și spiritul care stau în spatele furturilor. Va cunoaște poveștile unor oameni care provin din medii defavorizate, care au ajuns să cunoască pe propria piele sisteme, legislații și condiții de detenție din diferite penitenciare din Europa. Unii sunt incurabili, alții au ajuns să fie integrați de sistemele sociale din alte țări, au învățat să scrie și să citească, au o viață socială, au o locuință și își ocupă timpul constructiv. Regizoarea va fi prezentă la proiecție și va răspunde întrebărilor publicului. Protagoniștii sunt urmăriți pe parcursul unui an în activitatea lor din tribunalele și secțiile de poliție din diverse țări europene. Documentarul a fost distins cu premiul pentru perspective noi la Festivalul Internațional de Film Documentar Astra 2023. Sezonul regulat din Superliga s-a încheiat luni seară, odată cu remiza de la Galați dintre Oțelul și Politehnica Iași. Așadar, UTA își cunoaște programul complet din play-out. Roșalbii vor disputa 5 meciuri pe teren propriu cu FC Voluntari, Hermannstadt, FC Botoșani, Oțelul și FCU Craiova și 4 în deplasare, cu Universitatea Cluj, Petrolul, Poli Iași și Dinamo. De asemenea, LPF a dezvăluit zilele și orele de disputare ale primei runde, iar meciul UTA-FC Voluntari se va juca luni 18 martie de la ora 17:30. În perioada 20-26 martie, România găzduiește meciurile grupei 2 a turului de elită Under 17, ultima rundă înaintea campionatului european, iar utistul Raul Stanciu va lua parte la această acțiune, fiind convocat de selecționerul Nicolae Roșca. Tricolorii vor întâlni Țara Galilor, Bulgaria și Suedia, cele trei partide urmând a avea loc la Centrul Național de Fotbal Buftea. Se vor califica la Euro câștigătoarele celor 8 grupe plus 7 din cele 8 ocupante ale locurilor secunde, cu cele mai bune rezultate în fața echipelor de pe locurile 1 și 3. Campionatul european Under 17 din acest an se va disputa în Cipru, în perioada 20 mai-5 iunie.
Vreme de primăvară ne așteaptă în zilele următoare. La noapte sunt anunțate averse. Minimele termice vor fi de 7-8 grade Celsius. Vântul va bate cu 11 km pe oră dinspre nord-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. Pentru ziua de mâine se anunță cer mai mult noros. Temperaturile maxime nu vor depăși 13-14 grade. Vântul va bate cu 18 km pe oră dinspre nord-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 30%.